Cu toate că sunt preocupați să analizeze cazurile celor care îi contactează, din când în când se mai găsește timp și pentru joacă. Filmul ăla de groază, știi? Unde s-a văzut și cu toporul ăsta la capul lui? Toporul cu totul. A dat din picioare, mă. Bu! Dar gata cu distracția. E timpul ca doi dintre ei să pornească la drum. Undeva cineva suferind și-a pus toate speranțele în echipa Magic Taxi și așteaptă să se întâmple o minune. Mergem să aflăm cazul doamnei Floare astăzi, da? Știm câteva date despre dânsa? Știm că are o fetiță de 17 ani cu câteva probleme medicale și are nevoie de o operație, fetița, cel puțin la ochi. Un sindrom a spus, dar nu l-am putut reține.
pentru operația la ochi, cum a spus și Dan. Bine, hai să o cunoaștem pe doamna atunci, să intrăm. Bună ziua! Bună ziua! Doamna Floarea, Florica? Da? Ne primiți înăuntru? Da, haideți, faceți. Hai, Sabina. Doamna Floarea, ne-ați sunat aseară și ne-ați solicitat sprijinul. Da. Despre ce este vorba? Este vorba despre fetița care o am, care este bolnavioară, este de naștere, bolnavă cu s-a născut cu un sindrom Sechel. Poți să țin? Nu, țin. Un sindrom Sechel. Boala ei am descoperit-o târziu. După aceea am mai avut încă două operații de chist tiroglos pe gât, care a avut niște șanse urâte, dar cu ajutorul Dumnezeu a fost bine. Iar acum situația ei este cu ochii. A început să nu mai vadă bine la unul, la celălalt fuge în partea cealaltă și ca copii râde de ea, o face chioară, o face în toate felurile. Și am fost la spital, am... Du-te, Mariu, tu da, du-mi foaia care am fost. Nu, lăsați, da? Spune. Și operația costă 20 de milioane. Asta se operează în luna lui august, pentru că domnul doctor este plecat. Nu este, este cabine particular. Și nu am ce să fac. Am rămas amărâtă cu patru copii. Mi-a murit bărbatul acum de 10 ani. Mi-a murit și un copil de 10 ani. Și e greu de azmar. Uite, nu am ce să le dau mâncare. Este greu că sunt bolnavă, eu cad jos dacă merg până la drum, mi se face rău. M-a găsit cu un început de leucemie și pe mine o situație grea, care nu știu ce să mai zic, nu știu unde să mă duc și unde să cer, să nu mi-e rușine de ceea ce fac. Pentru copiii ăștia am zis, cât ui trăi măcar, să poate în România, să poate oameni care... Totuși, s-o legat să zică, mă, copiii ăștia, măcar să fie sprijinați până la o vârstă de 18 ani, până e asta mica, care este clasa a doua, acum a trecut clasa a treia, și mă omoară pachetul dimineața, că se uită în gură la copii, vede că ăla are pachet de multe ori, poate că n-am avut ce să-i dau și am retras-o de la școală. Nu mai te ducă, nu am bani de pachet, că vede că a ieșit cum a ieșit acum, pizza, eu știu, mâncărurile astea. Să uită mami că ei mănâncă și un ghit în sec. Vine greu ca mamă cum este situația. Ce vârstă au copiii dumneavoastră? Fetița are 10 ani, da? Și asta 17 ani. Și am înțeles că aveți 4 copii. 4 copii. Băiatul este cu treaba lui, are și el probleme cu copilul. Are o boală copilul care nu se vindecă, a fost peste tot cu el. Are degetele tăiate de la mână. Are o situație destul. Deci aveți un copil care este căsătorit și are la rândul lui copii. Sunteți bunică deja. Da, da, sunt bunică. Dar nu locuiește cu dumneavoastră, nu? Cu mine lucrează. Cu mine lucrează. Lucrează, cum să spun, la zi de asta, cum să spun. La zilier. A, așa, mamă, zilier lucrează. Uh-huh. Dar da. Locuiește cu dumneavoastră? Da, cu mine lucrează, dar e... Nu, e. Dar unde stă? Aici. Aici, tot aici, unde să... Și celălalt copil? Celălalt este la casa ei. Fata. A, o fată. O fată. Căsătorită? Căsătorită. Are și ea copii? Are și ea copii, are și ea greutăți. Are fetița operată de sus și până jos, de încurcătură. Nu mai probleme am, ce să mai spun. Dumneavoastră ce lucrați? Cu ce vă ocupați? Nu mai lucrez cu nimic, pentru că mi se face rău. Aș fi apelat și aș vrea. Trebuie să mă duc, am spus, pentru fetele astea trebuie să lupt. La ce ați lucrat? La ce vă pricepeți? Femeie de servici. Femeie de servici ați fost, nu? Și dacă vă găsiți de muncă, vă duceți, da, nu? Da. Și asta chiar poate, eu știu, s-o găsi pe intermediul dumneavoastră, cum să spun, și de îngrijit o bătrână. Și nu mi-e să șterg la fund, nu mi-e rușine, indiferent. Pentru existența la fetițele astea, nu? Că fetița asta mi-a făcut o pareză la moartea lui Tasu. Nu a știut ce însemnează moarte. Și ea când l-a văzut pe Tasu, am dat-o afară și a intrat înăuntru, s-a dus, că de ce are gura așa, deci și atunci în timpul a făcut un șoc, copilul, ea. Și ce să-mi auți eu și eu mai așa, dar cu ce să-i ofer, că e copil. Uite, avea privatizarea lângă noi, cere o înghețată, cere una. Uite, i-am fiert acum, de exemplu, uite că nu mi-e rușine,
am fiert și eu o fasole să pun și am zis să le prăjesc și eu, dar cu ce? Că nu am cu ce. N-am. Casa asta mi-a căzut pe mine aici. Că uitați-vă înăuntru, e zidul dărâmat. Casa asta e a dumneavoastră? E proprietatea dumneavoastră? Nu am proprietate. Nu am nici acte, nu am nimic. Păi și cum stați aici? Suntem trecuți pe rol cu chitanță de mână. Cum? Chitanță de mână trecuți pe rol, la primărie. Plătim pe numele nostru. O baie aveți? Nu am baie, nu am nimic. Uitați-vă, cum niște... Nimic, absolut nimic. Aici pică când dacă venea când ploua, s-o-s fi văzut. Doctorul mi-a spus, șanse, zice, cum să vă spun, cum ar fi și o apendicită. Orice operație are un risc. Că i-am spus, domnul doctor, dacă mi se întâmplă ceva după operație, iar nu-mi convine. Înțelegeți? Pentru că tata la fetele astea a murit de la ochi. A avut o aluniță în ochi și a fost menalomalin, cancer femeiesc. Și ca să mi se întâmple, zice, nu, doamna Anghelu, ce a avut soțul dumitale că a fost în ochi și cu ce are copilul, nu se potrivește. Copilul, operația este toată de asta, cum îi spune, strabism. Ochelar fetița? Nu poartă ochelar, că nu am avut. Mi-a zis, da, după operație, da. Păi trebuie un tratament. Păi trebuie ochelar. Și astea costă bani. Operația e separată, astea separată. Și cât mai costă celelalte? Nu știu, mamă, cât e o pereche de ochelar. Nu. Nu, cred că e vreo 2 milioane aproape. 1,5 milioane, 2 ochelarii, milioane. Ochelarii, da, cam așa sunt, dar... Dar tratamentul nu știu de ce să mit. Dar doctorul cu care ați luat legătura, nu v-a recomandat și o alternativă? Operația asta nu se poate face și în cadrul spitalului sau undeva? Ca să nu mai fie nevoie. Asta este costul la cabinetul particular. Da. La cabinetul particular al domnului doctor. Da. Dar dânsul nu v-a zis, veniți la spital, că la spital puteți beneficia de operația asta plătită de casa de asigurări. Așa, am fost acolo și acolo, să vă spun adevărul, ce nu mi-a convenit. Aici și unde am fost, la cabinetul ăsta particular, îi se face niște analize. A fost o niște aparate mai multe, la care am fost. La spital... Există spitalul de oftalmologie. Da, a fost... Uitați și de la Așa. Pe asta nu este operație, nu mi-a convenit chestia asta cu operația, pentru că direct să trec la operație, fără tratament înainte, fără... Nu mi-a convenit. Da, dar nu cred că trecem ei direct... Da, direct, a spus să mergem direct la operație cu fată. Păi și la cabinet îi face prima oară tratament? Da, întâi tratament. După tratament, o să face întâi analize. Da. Mi-a dat analize acolo, este asta un dăla mare, care să-i fac un dăla de analize. Și după analize iese rezultatul. Eu am înțeles, dar în spital, analizele se fac foarte rapid. Spitalul are un laborator propriu. Mi-a dat aici să-i le fac. De la spital v-a trimis să le faceți la particular? Da. Pentru că e o soluție asta, dar, de exemplu, cred că ei pot vorbi și cu medicii de la spital și eu nu cred că, cum să zic eu, atâta vreme cât această operație este, se poate face. Casa de asigurări, de dumneavoastră sunteți, aveți asigurare de sănătate? N-aveți, că n-ați lucrat cu carte de muncă nicăieri, nu? Ne cereți ajutorul pentru această intervenție, da, pentru acești 2000 și atât, doar pentru asta? Atât, și dacă cineva s-o găsi așa să mă ajute cu ce poate, pentru dacă s-ar putea cineva să fie să mă ajute, simplu nu mai cerc să zic de lumină atât. Thank you.
Hai să ne spui și tu câteva cuvinte. Cum te cheamă? Flori. Flori? În ce clasă ești la școală? Nu sunt la școală. Nu ești la școală? De ce? Am avut niște probleme. Și n-ai putut să mergi, nu? Da. Dar câte clase ai făcut? Nicio clasă. N-ai fost niciodată la școală? Nu. Tu câți ani ai? 10. Și cum te cheamă? Mihaela. Tu mergi la școală? Da. În ce clasă ești? A doua, a treia, a treia. Deci, a treia acum. Ești a treia acum, da? Clasa a treia. Da. Și tu cum îți petrești timpul? Ce faci tu? Mă joc copii. Da? Dar te descurci singurică sau ai nevoie de ajutor permanent, de cineva să fie lângă tine? Da. Am nevoie de cineva. Să te ajute? Da. Tu nu vezi aproape deloc? Nu. Nu vezi deloc? Văd așa, încetat. Nu putem să-ți promitem nimic, dar vom încerca să facem tot posibilul pentru ca problema ta să se rezolve. Ca tu să poți vedea, să te poți bucura de lucruri simple, să nu mai ai nevoie de cineva să fie tot timpul cu tine. Bine? Bine. Vă mulțumesc. Și noi îți mulțumim. Și tu ai grijă să mergi la școală, da? Da. Și să înveți acolo. Înveți la școală? Da. Ce materie îți place cel mai mult? Matematică. Matematică? Și matematică. Păi a luat anul. Bravo. Cât fac 2 ori 2, știi? Cât? 2 ori 2. N-am învățat cu ori. N-ai învățat cu ori, nu? Dar 2 plus 2? Anul trecut 4. Și anul ăsta. 4. Bravo, felicitări. Mulțumim din suflet că ne-ați primit aici la dumneavoastră. Ei vor merge acum în casa Magic Taxi, vor discuta și cu ceilalți colegi de-ai lor și vor lua o decizie la sfârșitul săptămânii.